este Duhul lui Dumnezeu care e Duhul Sfânt, mângâietorul. Aleluia. Mângâietorul știe ce face, ridică. Mângâietorul sitește, mângâietorul sfătuiește, mângâietorul se coboară la spate. Și când se coboară mângâietorul la spate și stă la spate cu noi, capes bucurie, capes pace, e de trebuință să plec ca să vă trimit ceva în schimb. Și spune cuvântul Domnului așa, voi nu mai aveți un duc de frică, ci niște robie, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, ce înseamnă în ebraică tăticule. Și noi în dimineața aceasta și în ziua de astăzi strigăm Tată, că El este prezent în adunare și El aici la dumneavoastră să prezinte. Eu când am intrat în locul acesta spuneam, indiferent cât ai fi cu inima de piatră, indiferent cât ai avea inima de stâncă, cât ai fi fost împietrit. Dă-i putere, Doamne. Când se coboară Duhul Sfânt, aleluia, care are rolul mângâierii. Aleluia. Când vine Duhul Sfânt, începe să pătrundă. Și când pătrunde Duhul Sfânt acolo unde nu pătrunde omul. Pătrunde Duhul Sfânt acolo în inimă. Și când pătrunde Duhul Sfânt în inimă, Duhul Sfânt sensibilizează. Amin. Noi nu putem face poporul să plângă. Dacă vine Duhul Sfânt, plângi de bucurie. Aleluia! Te trăiești și vii înaintea lui Dumnezeu și te recunoști. M-am gândit la cuvântul acesta deosebit, la un tablou deosebit. Vorbeam șase iară undeva la o altă adunare și aș vrea pe cât e așa, pentru că timpul e înaintat, ar vrea să stăm înaintea Domnului. Am văzut și m-am bucurat. V-ați deschis inima la cântare, la rugăciune, la descoperiri. Dar cuvântul Domnului e cuvânt plin de viață. Evanghelia are putere, așa este o cântare. Evanghelia și în 2019 mai transformă, mai schimbă și mai eliberează, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Ce nu poate să facă omul, Evanghelia lui Dumnezeu mai poate să schimbe. Dacă nu schimbă romanele, nu schimbă cărțile, nu schimbă bibliotecile, schimbă cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu are putere, lăudat să fie numele Lui. Amin. Cuvântul acesta și omului Dumnezeu și în dimineața aceasta pe scurt așa să vorbesc despre Chedeon, omului Dumnezeu, când alege Dumnezeu pe un om, să vedeți ce face Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa, apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub sejarul din Ofra, care era lui Ioaș, din familia lui Abiezer. Chedeon, fiul său, bătea greul în teas ca să-l ascundă de Madian. O vreme de secetă, o vreme de criză, o vreme de încercare. Vedem lucrarea aceasta când omul Dumnezeu, tânărul acesta, vedem Chedeon, pregătea să ascundă ceva de Madian. Și el bătea greul în tească. El punea și vrea să-l ascundă, pentru că venea o vreme de încercare, venea o vreme grea, o vreme de luptă. Eu vreau să spun că în dimineața aceasta, dacă încă în viața ta mai este un Madian, eu știu pe unul care poate să-i elibereze. Și dacă până în prezent, la ora actuală, încă nu ești eliberat de Madian, eu vreau să spun că poți să te ascunzi de cine vrei, te poți ascunde și de Madian, Dumnezeu vine să te elibereze. Și vedem că spune cuvântul Domnului așa, Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Dumnezeu privește spre omul Dumnezeu Chedeon și spune așa, Chedeon, tu ești din casa lui Manase, ești cel mai mic. Eu vreau să te aleg pe tine și eu cu tine vreau să lucrez. Cu tine am un plan. Și omul Dumnezeu Chedeon zice, da, bine, tu ai un plan cu mine. Poate ești aici în dimineața aceasta și vreau să spun că Dumnezeu are un plan cu tine, oricine fie în locul acesta. E ochiul lui Dumnezeu care privește. Și este o cântare, ai preț în ochii lui Dumnezeu. Dacă nu ai preț în ochii oamenilor, vreau să spun că este unul care avem preț în ochii lui și numele lui să fie lăudat, e Hristos Domnul. Și Domnul îi spune lui Chedeon, Chedeon, eu am cu tine de lucru, eu vreau să mergi și să bați poporul, să mergi la luptă. Chedeon, să uite cu ce să mă duc.
arme n-am, nu am cu ce să mă duc, dar Domnul zice așa, du-te cu puterea care o ai. Cu ce putere în dimineața aceasta vei merge la luptă? Vorbește, Doamne Iisuse! Dacă nu ai putere, cu ce poți să mergi să lupți? Primul lucru, să știți că puterea o dă Domnul în odăiță. Primul lucru, când vine Domnul, dă putere. M-am uitat în dimineața aceasta, am cântat, ne-am rugat, descoperiri, eliberări, dar spun ce spuneam aseară, nu e putere. Nu cumva spune cuvântul Domnului că în os ia niște străini, ne mâncă puterea? Nu cumva mai este un Madian în viața noastră care nu ne dă puterea și nu ne dă libertatea ca să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu? Și Domnul e aici în adunare. Domnul e aici în adunare și încă vrea să ne ridice starea. Încă Domnul vrea să ne elibereze. Și Gideon pune semne peste semne și vedem acolo cuvântul Domnului, știm, și vedem acolo pune semne și cu lâna și să fie urs, să fie uscat și semne peste semne și toate le împlinește Dumnezeu să-i arate lui Gideon că Dumnezeu e Dumnezeu. Glorie lui! Și poate venit în dimineața așa să-L pui pe Dumnezeu la încercare, pune-L pe Dumnezeu la încercare că El este viu, El să uită din în cerul în alt spre noi și zice, da, mai pun la încercare, pe o să-ți arăt că sunt Dumnezeu, eu nu sunt omul. El este Dumnezeu, e suveran. Păi știți, mai oameni buni, cu cine avem noi de-a face? Noi avem de-a face cu un Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu de păpușă, nu este un Dumnezeu de minge, nu este un Dumnezeu care îl pui într-o icoană sau care îl pui într-o bibliotecă. Noi avem un Dumnezeu care stă în cer și face ce vrea în cer și pe pământ. Și spune un cuvânt al lui Dumnezeu. Și spunea un frate aici, când striga un nenorocit, Domnul știe ce face? Domnul ascultă. Eu în dimineața aceasta și în ziua de astăzi aici, noi suntem copiii lui Dumnezeu și noi am strigat către Domnul și știți ce face Domnul? Nu a ascultat. Și că Domnul ne ascultă. Glorie lui! Domnul e în adunare. Și de multe ori nu pot să spun în amină. Domnul e în adunare și vă aleluia! Domnul e în adunare. Și știi ce pricină? Nu mai avem noi bucurie. Sau o pleca bucuria mântuirii? Spuneam înainte, străinii au luat din putere. Când suntem în necaș la strâmtorare, strigăm către Dumnezeu. Nu ne mai interesează. Nu ne mai interesează să ne mai audă vecinii. Nu mai interesează să... Numai. Nu ne mai uităm la mediul în care suntem. Când încercare în casa noastră, când este jale și când este durere, noi strigăm la Dumnezeu că așteptăm izbăvire de la Dumnezeu. Dar când îți merge bine... Și când spunea fratele Edis, nu ne lipsăști nimica. Cămările sunt pline de binecuvântare. Ai sănătate. Și nu știi când e mulțumit lui Dumnezeu. Te-ai trezit de dimineață din așternutul patului și primul lucru te-ai pus cu cana de cafea. Și ai zis, beau cafeaua că nu pot. În loc să te pui pe genunchi. N-am cu nimeni nimic. Eu vorbesc și spune Duhul Sfânt. Amin, amin. Doamne, mulțumesc că m-ai trezit. Ca alții nu să mai trezesc. Mulțumesc pentru sănătate, ca alții sunt spitale. Când ne-am rugat pentru fetița Rebecca, și ce trebuia să facem? Trebuia să ne rugăm. Până ne rugăm, cum spunea un om al lui Dumnezeu, Simeonuc. Fraților, nu mai simțim unii cu alții, numai de pe buze. Spunea Duhul Sfânt aseară că nimeni e unitate. Nu numai la voi, și în România și păstători, nimeni e unitate. Și ne așteptăm să facă Dumnezeu semne și minuni. Le face semne și minuni că este Dumnezeu suveran. Primul lucru, Dumnezeu îl alege pe Gideon. Zice, tu ești din casa lui Manase, da. Nu contează că ești într-o familie săracă. Nu contează că nu ai bani în buzunar. Că nu ai bani pe card. Nu contează că nu ai conturi pline. Nu contează că nu ai o mașină de lux, un Porsche la poartă. Tu ai o inimă curată și sinceră. Și după ce-i smeriți, Domnul știe ce face.
înalță. Glorie Domnului. Privește Dumnezeu la smerenia omului acesta. Zice, Gedeon, eu pe tine te aleg. Și spune cuvântul Domnului așa. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Când Domnul te trimite la luptă, ar vrea să spună că Domnul e cu tine. Nu știu pentru anul 2019 ce ți-ai propus. Nu știu ce planuri ți-ai făcut, ce proiecte ți-ai făcut. Dar în dimineața aceasta vine Domnul să ți le schimbă, să spună, auzi, în lupta în care ești, eu vreau să fiu cu tine. Aleluia. Acolo unde nu mai poți, eu vin în ajutorul tău și eu vreau să te izbăvesc pentru că ești copilul meu. Du-te la luptă, Gedeon, du-te și izbăvește pe poporul Israel din mâna lui Madian, că eu voi fi cu tine. Și Gedeon îl văd așa, mă uit la tabloul acesta, mă uit la lucrarea aceasta, cu ce să mă duc? N-am nici arme, n-am nici praște, n-am nici arc, n-am nimica. Și zice, du-te cu puterea care o ai. Dacă ți-ar zice Domnul acum, și aici la Londra să fie, aici la voi, în Anglia să vină un război și să zică Domnul, du-te la război că... Vreau să-i nimicești pe toți, că voi fi cu tine. N-am nici pușcă, n-am nici armă, n-am nici ce trebuie, cum să mă duc. Du-te cu ce ți-am dat. Ce-ai face? Gedeon și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat biruință. Primul lucru, Domnul l-a însoțit, că Domnul l-a trimis. Biruința Domnului s-a văzut, că nu a mers singur și a mers cu Domnul. Gedeon a avut credință în Domnul. Și ei au fost merit și Domnul l-a înălțat. La ora actuală vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu se uită după oamenii smeriți și lucrează cu oamenii din jos și îi pune să stea cu oamenii mari la masă, să facă de rușine lucrurile mari, că-s de Dumnezeu nostru. Scoate oameni din mocirla păcatului, oameni care societatea nu mai dă niciun bani și știi ceva ce Dumnezeu zice, da, eu am să te fac cu slujitor, am să te fac un evanghelist și când se ridică câte un evanghelist, un om al lui Dumnezeu care îl scoate Dumnezeu și când vorbește cu putere, chiar dacă unii mai dau un cap, așa că așa e. Vreau să spun ceva, ca să poți să propășești și să poți să ai piruință, tu trebuie să spui încrederea în Cel ce te biruință. Aleluia! Ne pierdem încrederea de multe ori. Nu ne mai pierdem încrederea în oameni când ne promit, când ne dau bani, că fac afaceri, că avem afaceri, că avem probleme și situații. Nu ne mai ne încredem de multe ori în doctori, în medicină, în toate lucrurile care spun. M-am gândit la ce spunea fratele, Domnul Iisus, din tine și din scuipat, băi, oameni buni, dacă stai să te gândești omenești, să faci din tine și să faci din scuipat și să ungi ochii orbului, ar spune medicina la ora actuală că e o lucrare nebunească. Dar Dumnezeu, care e Dumnezeu viu și sfânt, spune așa, eu știu din ce ai fost făcută, că ai fost făcut din tine. Și el ia tine și îl unge ochii și își recapătă vederea. În vremea noastră el coboară cu un de lemnul și coboară un de lemnul pe ochi. Deci eu vreau să-ți vindec ochii. De toate site-urile, de toate lucrurile nelegiuite. Eu vin să-ți vindec mintea de toate uneltirile care vrăjmașul vine. Știți că de la minte se coboară de multe ori la inimă și de multe ori nu avem putere să înaintăm. Și vine Domnul dimineața aceasta și spune, auzi, dacă eu am făcut tine și eu am vindecat cu tine și cu scuipat, eu în dimineața aceasta eu vreau să te vindec cu un de lemnul meu proaspăt. Că în Psalmul 133 spune că Domnul dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie de aici, unde lemnul care curge, curgea pe barbă, curgea pe haină și unde lemnul curge, că e un de lemnul proaspăt și curat. Și știi ce reprezintă? Unde lemnul reprezintă Duhul Sfânt. Amin. Vrei ca Duhul Sfânt în dimineața aceasta să-ți ungă ochii? Amin. Dacă ar face Dumnezeu, ar fi fost aici un orb.
S-a prezentat Dumnezeu și a spune robilor săi, faceți tine, puneți cuipat și ungeți-l, că eu nu vreau să-l vin îndec. Ce ai fi făcut? Dacă Dumnezeu zice, ai face așa. Pentru că Dumnezeu ce spune, te duce la îndeplinire. Amin. Nu cumva, fraților, ne-am obișnuit cu confortul acesta. Nu, fraților, nu cumva. Nu mai avem putere de înaintare din pricina stării bune. De multe ori spuneam și în țară. Nu mai putem să ne rugăm. Nu mai avem putere de înaintare. E din cauza lucrurilor în care am ajuns că Dumnezeu ne-o binecuvântată. M-am gândit de multe ori la frații din Ucraina, dacă te duce să vezi zona războiului, cum frații stau la rugăciune și îl cheamă pe Dumnezeu și la noi nu stă nici securitate, nu stă nimeni la ușă. Spunea fratele aici, Petrică, chiar dacă stăm peste ora 1 și ceva, e prezentă Domnul. Eu vreau să vă spun că cu momente din acestea nu o să ne mai întâlnim. Că vine vremea când o să se mai adunăm doi cu doi. Că legile care se vor da vor fi legi grele. Și pentru țara aceasta se vor da legi grele și vor veni vremuri grele. Iar în vremurile acestea de libertate, în loc să strigăm, în loc să acumulăm putere, în loc să putem să strigăm, lăudat să fie Domnul. Noi ne stăm cu inimile petrite și vrem să vedem minuni. Vreau să vă spun că Domnul și în 2019 mai face minuni, lăudat să fie Domnul. Aleluia! Domnul mai vindecă și astăzi. Mai scoate din comă și astăzi. Orbiși le capătă vederea. Gedeon, omul lui Dumnezeu, și spune cuvântul Domnului așa, Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să-i spăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu. M-am gândit la lucrarea aceasta. De ce, Domnul Iisus, credeți că nu a putut să aleagă pe altul și pe altul? Mai înstărit, mai bogat? Vreau să vă spun că Dumnezeu să uită la omul cu inima sinceră și curată. Nu contează rangul care îl poartă. Că înaintea lui Dumnezeu vreau să vă spun că toți suntem egali. Sau e cineva aici mai presus decât altul? Dacă are cineva o părere mai înaltă despre altul, să se coboare la smerenie. Noi suntem egali în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face părtinire. Dumnezeu ne binecuvintează pe fiecare egal. Fraților, că la unul vin încercările mai multe, Dumnezeu știe de ce să fie încercare. Dar vreau să spun că din Valea Plângerii cunoaștem pe unul care vine să te ridice. Și zice, din Valea Plângerii eu vreau să te ispăvesc. Și spune, Domnul, eu sunt aici în adunare și ești în Valea Plângerii și te văd. Și eu vreau să-ți vin să te ispăvesc. Eu vreau să vin să-ți dau putere. Gedeon a căpătat putere cu a avut o încredere în Dumnezeu pe deplină. Vreau să vă spun, atâta vreme când ne punem încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va lăsa. Amin. Atâta vreme când ne vom lăsa prelucrați de Duhul lui Dumnezeu și vom rămâne la cele smerite, Dumnezeu mai lasă îndurare. Aleluia! M-am bucurat și frații nu mă audă. Când au început să cânte, l-am să-mi țăpătus. Aleluia! Când celor smeriți, Domnul le dă. Aleluia! Vrei ca în dimineața aceasta să ne luăm început din nou an. Să ne luăm noi hotărâri. Doamne, eu vreau să mă smeresc. Ca să fiu înălțat. Dă-i putere, Iisuse. Cuvântul lui Dumnezeu mai vorbește despre doi oameni al lui Dumnezeu care pentru credință au fost închiși și au trebuit să plătească. Și spune cuvântul Domnului așa în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 25, că pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temerile temniții. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Doi oameni al lui Dumnezeu și vedem pe Gedeon, care a fost smerit, a avut încredere în Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat izbăvire. S-a dus la luptă și Dumnezeu nu l-a lăsat. Dumnezeu l-a izbăvit și a fost cu el. Amin. Vedem alți doi oameni al lui Dumnezeu, Pavel și Sila,
erau închiși în temniță. Și vreau să vă spun că nu erau închiși pentru a face, pentru bogăție sau pentru alte lucruri. Erau închiși